și al Sfântului Duh. Amin. Învărate cerești, mânghietorule, Duhul adevărului, care pentru tine ne-ai ieși și pe toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mării și mai puternic decât vuietul valurilor năpraznice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Dumnezeul nostru și Tatăl nostru din cer, te binecuvântăm la ceasul acesta, lăudăm și slăvim numele Tău, mare și puternic. Numai Tu ești Dumnezeu în cer, numai Tu ești Dumnezeu pe pământ. Tu ți-ai așezat scaunul de domnie în cer, Doamne, și pe pământ faci tot ce vrei. Doamne, venim și ne închinăm înaintea slavei Tale, înaintea măreției Tale, înaintea puterii Tale, Doamne, și recunoaștem și Te recunoaștem pe Tine ca singur Dumnezeu și Mântuitor în viața noastră, în familia noastră și în locul acesta. Chemăm numele Tău în ceasul acesta, Doamne, să Te cobori aici, unde suntem mai mult de doi sau trei, adunați în numele Fiului Tău. Și dorim din toată inima, dincolo de întâlnirile noastre de oameni, Doamne, vrem să ne întâlnim cu Tine, vrem să Te simțim pe Tine. De aceea, Doamne, îți spunem că ești binevenit aici, Doamne, în mijlocul nostru, să cercetezi inimi. Tu cunoști, Doamne, lupte, Tu cunoști dureri, poveri, Doamne, întristări, răni, Doamne, care sunt în inimile și în mințile noastre. Te rugăm să treci pe la unul fiecare, Doamne. Te rugăm că ești un Dumnezeu care și astăzi ești pe pământ prin Duhul Sfânt. Să atingi inimile fiecui, să ridici poveri, Doamne, și să ne dai, Doamne, un duh de laudă. Noi vrem să Te slăvim în timp ce Tu treci pe la noi. Noi vrem ca Tu să fii lăudat, Doamne, în timp ce Tu ne vindeci, în timp ce Tu pui nădejde și credință în inimile noastre. Te rugăm din toată inima, Doamne, de dragul numelui Tău, să nu ți-i seamă de păcatele noastre, să nu ți-i seamă de greșelile noastre, de ura care poate o vezi în noi, de pisme, Doamne, de zavisti, de minciună, de imoralitate, Doamne, de lucrurile slabe, Doamne. Nu ne lăudăm cu acestea înaintea Ta, dar ne putem lăuda în nădejdea aceasta, căci Tu ești gata să ierți pe aceia, Doamne, care vin cu pocăință înaintea Ta. Trimite și un duh de pocăință peste adunarea aceasta și peste fiecare inimă, Doamne, căci știm că în pocăință este și iertarea Ta și salvarea Ta. Doamne, Duhule Sfinte, Te invităm aici între noi. Doamne, ești binevenit aici și Te rugăm frumos să sufli Tu viață, să sufli Tu trezire, să sufli Tu naștere de sus, Doamne, acolo unde este nevoie. Te rugăm să dai cuvânt proaspăt, cuvânt nou, Doamne, care să atingă inimile și să străpungă inimile. Vrem să-Ți mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci în viața noastră, în fiecare zi, în fiecare clip.
clipă. Îți mulțumim că prin jertfa de la cruce, prin sângele de la cruce și prin învierea de a treia zi, Doamne, ne-ai adus într-această stare de har și de nădejde, Doamne, ca să nu fim pribeci pe pământ, rătăcitori și străini, ci să fim copii ai cerului, Doamne. Doamne, toată slava ți-o aducem, primește jertfa din după masa aceasta, primește, Doamne, imnele de laudă și de slavă, care vrem să se înalțe până la tronul Tău de slavă, în locul Tău preasfânt, și dă-ne Tu binecuvântarea Ta sfântă, mărire și slavă numelui Tău, care vei lucra, care vei binecuvânta, care vei mântui, Doamne, pe toți care suntem aici, casele noastre și familiile noastre. Mărire și slavă ți-aducem de acum și până în veci Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Te laudăm pe Tine, Doamne. Din inim de credință plină.